Un plan urbanistic zonal recent aprobat în plenul Consiliului Local provoacă iritare în rândul oamenilor din Zona Frumoasa, motivul ridicarea unui complex de blocuri. Locuitorii de aici s-au trezit cu aprobarea de către primărie în Consiliul Local, de către majoritatea PSD-ALDE, a unui plan urbanistic zonal care presupune construcția numai puțin de 4 blocuri, de câte 11 etaje într-un perimetru care din imagine o să vedeți că nu se poate preta la așa ceva. PUZ-ul prevede construirea unui ansamblu de 4 blocuri cu 11 etaje în zona Sirajului cu o suprafață de 4.000 de metri pătrați, străzile și parcările circa 4.200 de metri pătrați, iar spațiile verzi 2.700 de metri pătrați. Marea problemă acestor oameni este că deja zona este sufocată, este lipsită de artere prin care să poți să fluidizezi traficul, de afluire, de fluire după caz. Ori imaginați-vă ce înseamnă 4 blocuri de 11 etaje, câte apartamente, câte mașini în această zonă, care ar trebui să plece de aici spre oraș pe un drum modest, dar după cum puteți vedea și dumneavoastră, unde mașinile și așa sunt parcate pe marginea sa și este un singur fir în realitate. Ori lucrul acesta va sufoca complet această zonă. Proiectul de PUZ a fost realizat fără consultare publică. Am păreri foarte proaste, pentru că eu am urmărit proiectul, am avut curiozitatea de a urmări proiectul pus pe site-ul primăriei. Pe mine mă deranjează personal, pentru că între blocul 788 și blocul 789 vreau să facă cale de acces. Ori așa ceva este imposibil. Eu stau de 35 de ani în blocul ăla. Cartierul ăsta este terminat din 1984-85. Acum oricare vine, hai să construim blocul din nou. Mi se pare absurd. Păi noi nu avem dreptul la intimitate. Unde ar trece pe aici sute de cifaroane cu betoane? Pe unde? Să-mi spui mie cineva. Pe fața blocului meu? Adică eu ar trebui din stradă să urc în scară. Nu? Că așa este proiectul, ăla am pe telefon. O părere foarte proastă, din câte se poate ști peste tot. Cum se poate să facă 4 blocuri a câte 11 nivele, distanța care este între blocuri, singura ieșire este aici, care se vede, nu este alta, destul de mică și tot cartierul, 600 de parcări sau câte spun ei, este foarte puțin, sunt străzi care nu apar în unde scriu la ei pe hârtie. Na, deci totul nu este corect. Foarte înalte blocuri, cartierul este prevăzut cu 4 blocuri pe plus 4 blocuri, 4 etaje pe plus 4, din care aici să fie 11. Ce înseamnă? Plus că nici nu-i făcut absolut nimic în cartierul ăsta. Locatarii zonei au strâns semnături pentru a face sesizări la primărie cu privire la finalizarea acestui proiect.